Cuvânt despre faptul că păcatele nu se iartă fără canon. Un preot ce venise din insula Cipru ne-a spus nouă aceasta. O femeie se îndeletnicea cu descântece și vrăji și o rugase pe ea cineva să-i facă lui o vrajă pentru un altul, ca să-l tragă pe acela la a sa voie. Deci femeia aceea, ce se îndeletnicea cu răutăți, a trimis îndată la dânsul doi demoni, vrând să-i facă pe voi. Dar acei spurcați demoni, ducându-se, s-au întors fără nicio ispravă. Și întrebându-i cea care îi trimisese spre acea răutate, demonii i-au răspuns ei pricina, zicând: noi, aflându-l pe acela sub canon, n-am îndrăznit nici a ne apropia de el, că se mărturisise acela la preotul cel mai înainte amintit. Și de la dânsul canon luase, precum poruncesc dumnezeieștele rânduieli. După aceea i-a întrebat pe dânsii femeia: oare cu toți cei ce au canon vi se întâmplă vouă așa? Iar ei au zis către dânsa: nu, ci numai cei cărora li se dă canon de către un preot, care îi învață pe ei din legea lui Dumnezeu și din scripturi, și din acestea le dă porunci. Și pentru aceasta nu îndrăznim să ne apropiem, fiindcă ne temem de legea lui Dumnezeu. Iar de cei care învață sau dau canoane de la sine, de unii ca aceia nu ne temem și nu fugim nici de cum. Deci femeia, acestea auzindu-le de la dracii necurați, nădăjduind în buna învățătură a preotului, de grabă alergând s-a apropiat de dânsul și pe toate ale sale mărturisindu-le cerea canon. Însă preotul, cruțând-o pe ea, nu-i punea asupra ei canoanele ce i se cădeau după pravilă. Iar ea se ruga zicând: nu mă cruța pe mine nici de cum, ci după legea lui Dumnezeu și după dumnezeieștile scripturi să mă judeci pe mine, pentru că de acestea au mărturisit dracii că se tem. Deci i-a dat ei preotul poruncă și canon. Și de atunci s-a înțelepțit femeia cu darul lui Hristos. Așa ne-a spus acel preot care însuși aflase unele ca acestea. Și de atunci preotul și mai cu pază încă învăța și poruncea din dumnezeieștile scripturi, iar nu după a sa voie. Această întâmplare se aseamănă cu cea scrisă în Paterice, despre bătrânul ce a avut un tată slujitor la idoli și a auzit de la demoni și chiar de la însuși domnul lor despre înălțimea vieții călugărești și de atunci a început nădăjduindu-se să se apropie de viața călugărilor.